Astra lui Shumu Dică se apropie cu pași repezi nu numai de calificarea în play-off, ci și de titulatura de campioană de iarnă. Giurgiuvenii sunt pe primul loc în Liga 1, iar o victorie joi contra nou promovatei FC Voluntari iar duce la 4 puncte de următoarea clasată, Pandurii Târgu Jiu. Chiar dacă FC Voluntari ocupă locul 13 pe ultimul, Astra nu-și va subestima adversarul pentru a evita un nou episod ACS Poli Timișoara, o altă nou promovată care a încurcat liderul. Formația ilfoveană este pregătită de un fost tehnician al Astrei, Gheorghe Mulțescu, care cunoaște destul de bine o serie de jucători din lotul giurgiuvenilor. Dacă Mulțescu nu se va putea baza pe Cone, eliminat în ultimul joc al ilfovenilor, Marius Șumudică nu va conta pe Budescu și William, ambii suspendați pentru al patrulea galben încasat în acest sezon. Meciul dintre Astra Giurgiu și FC Voluntari se dispută joi pe arena Marina Anastasovici cu începere de la ora 18. În tur giurgiuvenii s-au impus cu 2-1 prin golurile marcate de Alibek și William. Pentru nou promovată a înscris în partida disputată la mijlocul lunii august ivorianul Hamed Cone.